Am revenit la Vorbește Lumea și deja mi-e teamă de ce ni se va spune, pentru că acum 2 săptămâni Cristina Demetrescu ne-a spus că nu va fi o perioadă foarte bună pentru săgetători și 2 colegi de ale noastre născute sub acest semn astral, zodiacal sau cum se zice, sunt la pământ. Vedem de data aceasta cum ne afectează eclipsa de lună în Taur. Mi-e și frică. Bine ai venit, Cristina! Bine v-am găsit! Aș zice așa că am o veste bună și una mai puțin bună. Într-adevăr, această eclipsă de lună în Taur, eclipsă parțială de lună care se va produce pe data de 19 noiembrie, este însoțită de un alt fenomen care înseamnă opoziția dintre Marte și Uranus pe axa Taur-Scorpion, care nici asta nu este foarte bună, dar ar fi cam ultimul aspect, să zicem, da? Adică să trecem puțin de perioada asta, un aspect foarte tensionat al acestui an. Asta înseamnă că este posibil în continuare să auzim de fenomene imprevizibile. Axa Taur-Scorpion este și o axă financiară, dar este și o axă fixă care ne condiționează pe noi într-un fel anume, încât ne trezim în fața unor situații în care, dacă avem o gândire fixistă sau fixă sau foarte, eu știu, conservatoare, nu putem să depășim acele probleme pentru că nu reușim să ne flexibilizăm. Eclipsa de lună în Taur, în primul rând, aduce pentru toți, pentru că urmează încă vreo 4 eclipse reale anul viitor pe această axă Taur-Scorpion, o axă financiară. Sigur că aduce, așa, cu cât se face mai frig, aduce cu atât mai multe probleme și griji legate de bani și de bugetul fiecăruia. Este foarte posibil ca în această perioadă, eclipsa pe 19 și această opoziție Marte-Uranus undeva în formare maximă între 17 și 19 noiembrie, să apară tot felul de vești din acestea care să ne pună în situația să scoatem bani din buzunar și să ne punem problema cum rezolvăm. Fie că este vorba să facem față unor cheltuieli, fie că este vorba despre alte situații, poate chiar medicale, această axă afectează destul de mult sistemul endocrin. Cumva încercăm să avem și o altă viziune asupra aceleiași probleme. Dacă n-am descusut-o până acum, încercăm să facem lucrurile diferit și mai ales atunci când avem conflicte și opoziții cu ceilalți, pentru că Uranus aduce foarte multe lucruri noi, imprevizibile. Noi nu ne-am mai confruntat cu aceste situații, sunt pur și simplu tot felul de chestiuni noi în formare. Dar revenind un pic la eclipsa de lună în Taur, așa cum am spus, tot anul a fost sub semnul acesta al crizelor financiare. Urmează încă un an cu aceleași probleme, motiv pentru care măcar eclipsele care aduc și revelații, e bine să-i ajute pe oameni să recalculeze și să regândească tot sistemul lor de valori și să vadă de unde iau și unde pun. Mai mult decât atât, este vorba de găsirea resurselor interioare, pentru că sunt foarte mulți blocați în joburi și ocupații care sunt neproductive sau care nu aduc bani, sau sunt unii care pur și simplu nu reușesc încă să rezolve această ecuație foarte simplă că ai cât muncești sau ai cât produci sau ai cât te autoexplorezi. Deci, la un anumit nivel, eclipsele nu vin doar cu necazuri, vin și cu revelații. Doar această eclipsă în anul acesta are legătură cu axa Taur-Scorpion, pentru că altfel axa nodurilor lunare este pe axa Gemeni-Săgetător. Deci asta prevestește ce se va întâmpla la anul. Bun. Da? Anul viitor, absolut toată lumea cumva trebuie să-și recalculeze și să descopere în sistemul de valori noi posibilități, noi abilități. Hai să vedem cum vor fi afectate în parte toate zodiile. Să începem cu Berbecul. Berbecul este cel care posibil să primească niște vești în această perioadă, undeva prin, eu știu, căsuța poștală sau prin mail legate de eventuale facturi, da, pe care trebuie cumva să le plătească. Atenție însă la fenomenul imprevizibil al amenzilor din această perioadă sau al unor penalități, da, de întârziere, chestie care s-ar putea cumva să-i perturbe bugetul. După data de 22 noiembrie, soarele intrând în Săgetător, după 25 noiembrie și Mercur intră în Săgetător, berbecului se cam face chef de drum, de călătorii, cu cât se apropie sărbătorile de iarnă, chiar dacă până acum nu s-a gândit la lucrul acesta, dar s-ar putea să se gândească de aici înainte să facă totuși o plimbare, da, o vacanță. Și atunci trebuie să-și recalculeze bugetul.
Taurii sunt cei care iau frontal această eclipsă, dar să știți că afectează mai mult femeile, pentru că este o eclipsă de lună. Totuși, de aici eu sunt, știi că eu am o parte feminină foarte dezvoltată, Cristina. Da, luna este responsabilă cu emoțiile și sentimentele noastre, indiferent că suntem femei sau bărbați. Acum, dacă pentru un bărbat eclipsa de lună poate să însemne și situații legate de partenera de viață, de soție, de mamă, dar mai mult decât atât, eclipsa de lună, care este responsabilă de sentimente, poate să aducă o cruzime, da? o atitudine fără suflet în a trata tot felul de probleme care apar, da, de zi cu zi. Adică cumva partenerul de viață al taurului să considere, domnule, e fără suflet, adică uite, e prea rațional, sau poate nu mă iubește, sau poate de ce a gândit așa, sau de ce a spus lucrul acela. Noroc că este o perioadă nu foarte lungă, dar, repet, surprizele nu sunt pe placul taurilor. Taurii digeră foarte greu atunci când au de-a face cu lucruri inedite. Uh-huh. Și până rumegă, să spunem, o problemă, e posibil ca atitudinea lor să fie un pic mai refractară. Gemeni. Nu e încă timpul pentru gemeni, pentru că trebuie să spun că intrarea planetelor în săgetător trebuie să-i ajute pe taur să-și conserve energia dacă vor să se distreze de sărbători, pentru că e o perioadă în care s-ar putea să facă excese și să nu fie în formă de sărbători. Adică atunci când vin sărbătorile, ei deja sunt consumați. Da. Pentru gemeni, eclipsa de lună aduce un moment... Nu este într-o zonă foarte favorabilă, dar cu toate astea pentru gemeni aduce un moment de luciditate în ceea ce privește. Ei pun foarte mult emoție și suflet atunci când vine vorba despre situații mai puțin plăcute ale vieții, cum ar fi cele legate de sănătate. Și momentul vine cu o anumită luciditate în care ei hotărăsc, sau cu ajutorul căreia ei hotărăsc, să facă ceea ce spune doctorul sau să se lase cumva pe mâna unui medic, că așa este mai bine pentru ei. Asta presupune că eclipsa s-ar putea să le aducă un ceva favorabil, da, geamănului. Au nevoie de parteneri după, atunci când intră planetele în săgetător, va trebui cumva să negocieze și să-și însărcineze partenerii cu o serie de lucruri pe care ei nu le pot duce pe umeri de unii singuri. Și pentru raci, o persoană, un prieten, o cunoștință, este foarte importantă în această perioadă pentru a-i da ajutor sau soluții, tot într-o problemă mai delicată, fie ea de sănătate, fie un proces, fie o schimbare pe care vrea să o facă racul și asupra căreia nu are o viziune foarte lucidă. De aceea este bine să vorbească despre problemele lui. Și sănătatea pentru rac nu reprezintă doar o problemă personală, ci chiar un domeniu profesional de interes, încât racul s-ar putea să facă schimbări în sensul ăsta. De mâine, schimbă biroul pe o școală ce ține de, orientarea asta spre medicină sau spre medicină alternativă. Pentru leu apar răsturnări de situații în planul profesional, de unde tot anul anumiți șefi, poate, sau persoane cu autoritate i-au ținut în corzi, și autoritate mă refer și la tată, poate chiar la, un loc de unde ei trebuie să-și ia o autorizație. Eclipsa le aduce lucruri bune și răstoarnă lucrurile în favoarea lor. Adică se schimbă anumite lucruri și s-ar putea ca ei să preia controlul și să obțină ceea ce își doresc ca să meargă mai departe. Adică de unde tot anul au fost ținuți la zid, anul deja este momentul ca ei să recapete puțin din puterea lor. Și mai ales pentru lei începe o perioadă, o epocă frumoasă din punct de vedere sentimental și creativ. Asta le aduce sfârșitul de an. Fecioarele, fie că pleacă în străinătate, fie că aud de o vreo nuntă în străinătate, rude care le invită, sau vreun eveniment care trebuie împărțit așa de-a dreapta și de-a stângul unei granițe, deci fie că pleacă, fie că trebuie să primească musafiri, da, care vin de undeva din afara granițelor țării. Așa că ele sunt ocupate și cu veștile și cu planurile de călătorie, dar și cu ceea ce înseamnă poate decorarea sau aranjarea casei în așa fel încât să primească musafiri. Pentru balanțe, eclipsa în taur are legătură cumva cu banii în comun pe care balanțele îi iau în comun cu cineva, fie că sunt căsătorite, fie că sunt într-un parteneriat, într-o asociere.
De data asta, balanțele trebuie să calculeze, să recalculeze totul, încât să presupunem că până acum o balanță a dat bani copilului, da? Sau a împărțit ceva cu cineva. Eclipsa le aduce câteva revelații. De data asta nu se mai poate, schimbăm totul, tu cu banii tăi, eu cu banii mei. Sau nu aduce ceva rău, dar reprezintă un punct terminus într-un parteneriat, de exemplu, pentru balanță. Altfel, balanța va fi ocupată cu vorbitul, cu scrisul, cu comunicarea și chiar cu comerțul, acelea care sunt au un spirit comercial sau poate chiar îl dezvoltă în această perioadă după intrarea planetelor în Săgetător. Pentru Scorpion, eclipsa este pe casa căsătoriei, a parteneriatelor, a proceselor. Dacă situația nu este foarte favorabilă pentru ei, atunci eclipsa nu pot să spun că le aduce, mai ales pe aceste opoziții. Nu depinde totul numai de ei, depinde și de ceilalți și de aceea există acolo cumva o stare de tensiune. Se poate anula o căsătorie, se poate produce o despărțire. Poate fi descoperit ceva care să conducă chiar la o despărțire și mai ales că Scorpionul este cumva pus pe schimbări. Totuși, spre perioada sărbătorilor de iarnă, după 22 noiembrie, Scorpionul devine mai generos în contrapartidă, așa, caută cumva să-i bucure pe alții, să facă cadouri și atunci va cheltui destul de mult. Săgetătorii au eclipsa undeva pe zona medicală în continuare, pe Casa Sănătății, dar ei au și foarte mult de muncă, încât timpul alocat între medic și serviciu este foarte greu de gestionat, pentru că trebuie să și muncească, trebuie să-și vadă cumva și de sănătate. La fel, problemele dentare, da? Problemele endocrine și poate chiar alte probleme în zona asta, urechi, gât, nas, sunt cumva punctele vulnerabile, sensibile pentru ei. Pe de altă parte, trecerea planetelor în Săgetător este foarte favorabilă și ajută într-un final să-și recapete energia după 22 noiembrie. Cam așa se produce, o descărcare. Da, pe același fenomen al morții și al renașterii. Vor avea energie bună și sănătatea și o vor recăpăta după data de 22 noiembrie. Capricornii s-ar putea să regrete niște lucruri pe care le spun în plan sentimental. Poate sunt cam duri, au ei momente când parcă nu mai sunt oameni și devin foarte reci, foarte glaciali și atunci lucrurile acestea spuse sub semnul eclipselor care urmează și al opoziției Uranus-Marte cu siguranță vor fi decontate într-o perioadă mult mai lungă, chiar dacă pentru ei a fost doar o toană. După data de 22 noiembrie, mai multă grijă față de odihnă și de sănătate, da? Puțin echilibru între muncă și odihnă. Vărsătorii s-ar putea să facă niște tranzacții imobiliare, dar nu neapărat cu scopul de a profita, de a se îmbogăți sau de a, eu știu, mai degrabă de a se debarasa, de a scăpa de o proprietate, de a-și lua o grijă. Au 4 case, vând una. Deci nu merg pe investiție, merg mai degrabă, realizează că e prea mult pentru ei, da? Și prea mult stres și atunci cumva nu vând în profit, vând ca să scape. După data de 22 noiembrie sunt foarte sociabili, vor să iasă, adună prieteni, au o energie bună, Săgetătorul le face destul de bine, toată perioada asta în Săgetător le face foarte bine și se încarcă cu energie prin a comunica foarte mult cu prietenii și cu alții. Iar în ceea ce îi privește pe pești, s-ar putea să aibă ceva conversații, comunicări cu o persoană la distanță, foarte multă preocupare de a scrie mai degrabă decât de a comunica face-to-face. E posibil să fie cineva care se află la o oarecare distanță și ceva surprize care pot să vină pe această cale, mai ales că ele pot fi indescifrabile, adică se ia o pauză, nu se mai răspunde, motiv pentru care sunt mai degrabă preocupați și focusați pe genul ăsta de conversație. O revigorare a afacerilor și a carierei peștelui după data de 22 noiembrie, mai ales cei care au afaceri din acestea sezoniere sau care cumva profită de pe urma venirii sărbătorilor și știu ei bine că de obicei de sărbători sunt câștigă puțin mai bine sau se
nu știu, poate chiar participă la un târg în afara granițelor țării. Cristina, îți mulțumesc pentru informații. Poate totuși data viitoare vii să ne dai și niște vești mai bune, pentru că ăștia mici, uite-te puțin ce supărați și morcovii sunt. Deci sunt supărați rău de tot. Poate au mâncat prea mult. Eu nu sunt. Mie mi-a zis Cristina că la taur, că sunt dur cu partenera mea, cu soția crud. Mea. Nu sunt crud. Dur și crud. Pur și crud. Simplu îi spun în mod repetat să nu mai pună pahare în chiuvetă, că nu mai au loc farfuriile. Asta e simplu, dar și, nu, și nu cum o faci aici, aici, știi cum e? Spune-ți tu mai frumos. N-am ce să fac. Să știi că soțul meu are ascendentul în taur și pe mine mă enervează că el îmi scoate paharele din chiuvetă și mi le pune pe blatul de bucătărie. Asta fac chestie eu. Care nu ne înțelegem pe problema unde stă paharul murdar. Dar voi practic chiuvetă, decât să le spălați, mai bine vă certați unde să le puneți, nu? Că n-am înțeles. Ia să intre paharele. Deci vezi, e de la Astre, nu e de la soție. Da, da. Să intre în casa dragostei paharele, sperăm, da. Nespălate. Mulțumim frumos, Cristina Demetrescu.